Constanțenii s-au conformat de mai bine de două luni noilor măsuri impuse de autorități pentru combaterea infectării cu noul coronavirus. Încă de pe 16 martie, mulți dintre locuitorii orașului nu au mai ieșit din case, fiind ajutați de rudele mai tinere pentru aprovizionarea de alimente. O parte însă preferă să iasă cel puțin 30 de minute pentru o gură de aer proaspăt, puțină mișcare sau din nevoia animalelor de companie. Cei care locuiesc în proximitatea parcurilor se declară norocoși și preferă plimbarea în natură decât printre betoane. Cei mai norocoși în această perioadă sunt de departe constanțenii care locuiesc în proximitatea parcurilor sau a plajelor, pentru că aceștia beneficiază de momente relaxante în natură. Gândesc cu cățelul ies o oră, două, depinde și de muncă, cu funcție de program, cu un program. E destul de lejer, adică nu sunt pericole de contaminare și am ieșit și eu cu cățelul să-l împlim. Ceea ce luăm și noi de pe la televizor, de la știri, declarația în buzunar, echipată, și mergem și facem turul cățelului și ne întoarcem înapoi acasă. Datorită dimensiunii mari, parcul Tăbăcăriei este preferat de sportivi. Profitați de vremea frumoasă și de parc? Foarte mult, da. Nu avem chiar foarte aproape, dar preferăm să alergăm aici decât printre betoane. Nici cei care au astfel de metode de relaxare nu ezită. Pescarul din imagine se relaxează pe marginea lacului. De la ce oră sunteți? De acum o jumătate de oră. De la 10. 10, jumătate, 11, nu știu ce era ceva. Locuiți în apropierea parcului? Da, da. Și vă bucurați, adică este un... Sunteți norocos că locuiți în apropierea parcului. Norocos, un pic de... Ne mai recreăm. Al câtelea este pe ziua de azi? Al doilea sau al treilea. Plajele și parcurile din municipiul Constanța au ajuns refugiul constanțenilor care locuiesc la aproximativ 250 de metri distanță. Constanțenii trebuie să știe faptul că în cazul în care nu respectă măsurile impuse de autorități, riscă amenzi usturătoare. Pentru persoanele fizice care nu respectă ordonanțele militare, amenzile au crescut de pe 3 aprilie, acestea fiind cuprinse între 2000 de lei și 20.000 de lei, față de valorile inițiale cuprinse între 100 și 5.000 de lei.